Ce se întâmplă cu aceste iPad 2, iPad 3? iPad 2 și iPad denumiri Mini 3. Noi, modele nu vechi. Sunt chiar niște denumiri foarte noi, că anul trecut am apărut iPad Air-ul, acum este iPad Air modelul 2 și Mini-ul din nou este la a treia generație de iPad Mini. Sunt câteva elemente distinctive. În primul rând este... S-a îmbunătățit camera, ceva aici? Da, într-un mod surprinzător, da. Mie mi se pare o strategie destul de ciudată. Care fac poze și le da, aplodează instant pe Facebook și tot așa. Camera practic din spate aici are, este utilizată are, mai mult. Da, absolut, absolut. Camera din spate are acum 8 megapixel. Apare până apare de sărbători la noi? Apare săptămâna viitoare, cred că se lansează. Precomenzile sunt deschise deja începând de astăzi și săptămâna viitoare... Nu săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie o să fie disponibile și în magazinele din România. Haideți să vorbim foarte puțin și despre iPhone 6 Plus. Ce se întâmplă cu vânzările? Momentan nu există niște date oficiale de acest nou model? De iPhone? Da. Nu, a apărut, adică e practic la un an distanță față de modelul de iPhone 5 și iPhone 5G. E ciclul firesc al apariției, o dată pe an, suntem deja obișnuiți așa mai departe. Adică este cât se poate de normal din acest punct de vedere. Atâta doar suntem foarte curioși să vedem dacă vor putea să treacă practic pe